Salut, sunt Vlad Bills, vă uitați la High Life! Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod de High Life, ne-am întors din vacanță. Astăzi o să vorbim despre drogurile la volan, ce înseamnă să conduci când ești prăjit și acest clip vine ca o reacție la reacțiile oamenilor în legătură cu accidentul ăla din 2 mai Vama Veche. Dacă nu sunteți la curent, un băiat de 19 ani a condus mașina prăjit pe vreo 3 droguri și a intrat în niște tineri și a omorât doi tineri din grupul ăla de 5 tineri. Nu intrăm în detalii, găsiți voi știrea pe net. Problema sau partea foarte negativă aici este că pe internet s-a propagat o grămadă de hate, nu numai la adresa oamenilor care ok se suie prăjis la volan, dar și asupra oamenilor care doar consumă lucruri și nu conduc, nu au mașină, nu au chei de la mașină, nu fac Absolut niciun rău nimănui, și este important să facem diferența asta între niște oameni care doar consumă lucruri și niște oameni care consumă lucruri și se urcă la volan. Eu, în tinerețea și în adolescența mea timpurie, ca să spunem așa, am fost de multe ori în Vama Veche, unde am consumat și ecstasy, am consumat și iarbă, cannabis și speed, și berică, și alcool, dar niciodată în viața mea nu m-am urcat la volan unei mașini pentru că nu aveam nici cheile, nu aveam nici mașina. Și asta fac majoritatea oamenilor care uh, consumă lucruri în club, majoritatea oamenilor nu se suie la volan. Majoritatea oamenilor își iau un taxi să se ducă acasă sau așteaptă microbuzul de Vama Veche dacă au mai puțin bani. Deci, în Vama Veche, când vine microbuzul, acela dimineață la 6 dimineața e un puhoi de lume care așteaptă microbuzul în stația aceea din Vama Veche și se mută mai la dreapta mai la stânga să vadă unde o să parcheze microbuzul ca să îi ia și pe ei. Majoritatea oamenilor merg cu bla bla caru, majoritatea oamenilor merg cu trenul, cu transportul în comun, cu alți prieteni, majoritatea oamenilor își iau o cazare în Vama Veche și se duc să se culce după ce consumă lucruri, nu se suie la volan să conducă mașini. Trebuie specificate lucrurile astea pentru că ne gândim dacă o să fie niște pedepse mai mari pentru consumul de droguri în sine sau pentru deținerea de droguri, fără să aibă legătură cu conducerea mașinilor. Lucrurile astea nu o să rezolve problema și este foarte important să delimităm, să diferențiem lucrurile. Episodul ăsta vă spuneam că vine ca o reacție a reacțiilor oamenilor. Mă uitam astăzi la un clip dintr-un grup de pe Facebook care se numește Vama Veche unde am văzut următoarea postare după partea aceasta cu accidentul, o postare care spune în felul următor. În Vama Veche sunt baruri consacrate pentru consumul de droguri de mare risc. Poate e timpul să le numim public în caz că nu le știu polițiștii. Această postare este făcută de domnul Alexandru Căutiș, care văd că este um, jurnalist la cu și la Kamikaze. Nu știu de ce și-a greșit vocația. Poate trebuia să facă Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza sau dreptul magistratura să se facă procuror la DICOT. Dar ideea este că genul acesta de postare nu ajută pe nimeni. Sunt oameni care doar consumă lucruri în club și se duc acasă sau la cazare și nu fac niciun rău nimănui. Iar noi dacă o să creștem pedepsele sau să-i băgăm pe oamenii ăștia la închisoare, o să fie stricați mai tare, o să ajungă niște oameni mai răi în societate, pușcăria le face mai mult rău tinerilor decât drogurile în sine, îi traumatizează mai puternic, îi afundă într-un mediu infracțional mai mare decât anturajul de prieteni unde erau ei, o să iasă de acolo cu mai multe traume, mai multă anxietate și o să aibă nevoie de droguri mai puternice când o să iasă, mai ales că tu atunci când ieși de la închisoare, nu mai primești medicamente pe gratis să-ți calmeze ție anxietatea și depresia. Trebuie să ai un loc de muncă, să fii asigurat medical, să poată Casa Națională de Asigurări de Sănătate să-ți deconteze ție medicamentele. În libertate nu primești medicamente pe gratis ca la, ca la pușcărie. Și na, dacă ai cazier și ți-e mai greu să te angajezi, o să cauți lucruri pe piața neagră pentru anxietate și depresie. Așa. Acum că am lămurit lucrurile astea, vă povesteam care este diferența. În primul rând, care este diferența dacă te sui în mașină și ești beat sau că ai consumat lucruri. În primul rând, este o diferență asupra cantității. Dacă la alcool, în legile precedente, aveam o cantitate de 0,80 mg de alcool pur în aer expirat până la pragul în care era contravenție, adică primeai o amendă, ți se confisca carnetul, să spunem, dar rămâneai în libertate, nu era caz penal, nu te ducea la parchet, la judecător, ok? La droguri nu există acest prag minim de 0,80 mg de cannabis pur în aerul expirat, 0,40 de grame și așa mai departe, 0,10 grame de MDMA și așa mai departe. Orice cantitate cât de mică în, în sângele tău denotă că ai consumat substanțe la volan, ceea ce este foarte greșit și este o diferență foarte mare între ceea ce se întâmplă în România și în străinătate. În străinătate se fac niște teste când te oprește poliția. Să zicem că te oprește poliția la un control de lutină cu drog testul și așa mai departe Poliția îți testează reflexele să vadă dacă ești capabil să mergi în linie dreaptă Dacă ești capabil să stai în cumpănă Îți testează reflexele să vadă dacă au fost afectate de droguri sau nu Faptul că tu ai reflexele bune sau nu contează mai mult decât dacă ți se găsește ceva în sânge Faptul că ți se găsesc lucruri în sânge, tu poți să fi consumat lucruri în urmă cu 3-4 zile, tu poate ai fost un fumător înrăit de iarbă și te-ai lăsat de iarbă acum o săptămână, dar tot fumând în continuu, în toată această perioadă vivă, încă ai THC în sânge, chiar dacă tu nu ai mai fumat iarbă de o săptămână. Asta e problema cu testarea la sânge, luatul de probe, testarea la sânge versus să vadă dacă îți sunt incapacitate cu ceva, să spunem așa, reflexele motorii. Asta și faptul că, dând exemple în continuare cu străinătatea, în Belgia ți se oprește permisul doar atunci când primești o condamnare definitivă de la judecător. Cunosc oameni care, după ce au avut probleme cu legea că fumau iarbă în mașină în timp ce conduceau, s-au dus la judecătorie sau la tribunal cu mașina ca să vadă ce sentință o să primească, să vadă dacă se și întorc de la judecătorie sau de la tribunal tot cu mașina. În timp ce în România ți se suspendă permisul din momentul în care ești oprit de către agentul constatator și dus după aceea la recoltare de probe la Mina Minovici sau unde te duce. Nu este nevoie de o hotărâre judecătorească sau de un apel ca să ți se ridice carnetul. Și o să stai cu carnetul suspendat până când vei fi uh, condamnat definitiv, după care se vor deduce din condamnarea pe care ți-o dă judecătorul, gen n-ai voie patru ani să mai conduci, ți se deduce timpul în care nu ai condus deja. Asta e diferența, să spunem, între legile din România și cele din străinătate. În cazul în care vă întrebați ce o să-i se întâmple puștului de 19 ani care a făcut acest carnagiu pe drumul de 2 mai Mangalia sau 2 mai Vama Veche, răspunsul e simplu. El, dacă nu are antecedente penale, o să se aplice regula concursului de infracțiuni. Ce înseamnă mai exact concurs de infracțiuni? Știu că sună așa, o, există concurs de infracțiuni, avem și olimpiada de infracțiuni cumva. Nu, concursul de infracțiuni înseamnă că ți se dă, cea mai grea pedeapsă din toate infracțiunile pe care le-ai comis, una cea mai grea după care câte o treime din toate celelalte pedepse. Regula asta se folosește în toată Europa ca să nu avem parte de condamnări din acelea de 80, 90, 100 de ani, cum vedem în SUA. În SUA sunt condamnări de 80, 90, 100 de ani pentru că îți iei pedeapsa întreagă de la fiecare infracțiune în parte și nu ți se dă o treime din fiecare. Ce înseamnă concursul de infracțiuni în acest caz concret? El o să primească pedeapsa cea mai mare posibil cea pentru ucidere din culpă. Aia o să fie pedeapsa întreagă pe care o să o primească. O să primească o treime din pedeapsa pe care o va primi de la judecător pentru părăsirea de la locul accidentului, fuga de la locul accidentului cu mașina. O treime pentru deținere de droguri de risc pentru consum propriu și posibil încă o treime pentru cealaltă ucidere din culpă. În momentul în care ucizi doi oameni din culpă, sunt două infracțiuni diferite, două pedepse diferite ca fapt divers sau ca o mică paranteză și în ceea ce privește traficul de droguri e la fel. În momentul în care vinzi droguri la două persoane diferite, la două persoane diferite sunt două infracțiuni distincte. Adică primești o pedeapsă pentru faptul că i-ai vândut lui X și altă pedeapsă separată pentru faptul că i-ai vândut lui Y. Dacă îi vinzi acelui așa de două ori, de trei ori, de patru ori, patru acte materiale, se numește infracțiune în formă continuată. Și ai o singură pedeapsă, nu două, trei sau patru, dar limitele pedepsei pot fi majorate dacă va dori judecătorul. Singurul lucru cu care nu sunt de acord în toată povestea pe care am văzut-o la știri, bine, pe lângă mărirea pedepselor pentru oamenii care doar consumă și nu conduc niciodată, singurul lucru cu care nu sunt de acord e tot hate pe care îl primește băiatul ăsta doar pentru că are bani și părinții lui sunt bogați. Cu îi pasă și dacă ar fi condus ultimul jaf de Logan, ultimul Logan din 2007 fără aer condiționat și fără ștergător pe spate, dacă l-ar fi condus în aceeași manieră prăjită și cu aceeași viteză și lipsă de orice reguli de circulație, tot același carnagiu s-ar fi întâmplat și cu Loganul și cu Merțanul. Și să știți că nu numai oamenii cu bani își permit să încalce regulile, și oamenii săraci care nu au bani să mituiască poliția își permit la fel să încalce regulile. Uitați, vă, dau un, vă spun o poveste, de fapt vă dau un exemplu. Eu sunt din Mangalia, eu și colegii mei ne doream să mergem în Vama Veche, dar microbuzul de Mangalia Vama Veche se oprea undeva la 8 seara. Dacă îți doreai să mergi în Vama pe la 11 seara, 12, 1 noaptea, Trebuia să iei un taxiu care costa vreo 70 de lei dus, 70 de lei întors, deci 140 de lei doar pe transport. Și colegii mei spunând, mamă câți bani ei, neavând atât de mulți bani, ziceau, păi de 140 de lei pun eu la benzină în rezervorul mașinii, ei fiind major și având carnet și atunci preferau de acești 140 de lei să pună benzină și să meargă în vama veche, chiar dacă și asumau faptul că urmau să bea sau să consume lucruri și după aia să se întoarcă înapoi cu mașina, mergeau pe premiza că nu ne prinde nimeni. Cazurile astea sunt o minoritate, vă spuneam, majoritatea oamenilor care merg în cluburi nu se suie prăjiți la volan. Am dat acest exemplu doar ca să înțelegem faptul că și oamenii care sunt săraci încalcă regulile, nu doar oamenii care sunt bogați. Aș dori pe finalul acestui clip să subliniez cele mai importante idei din el. Unul la mână, faptul că majoritatea oamenilor care merg în cluburi și consumă lucruri nu se duc să conducă mașini după aceea. Sunt mulți oameni care merg în cluburi, consumă lucruri, dar nici măcar nu dețin droguri asupra lor. Sunt alți oameni care dețin drogurile, ies cu prietenilor dealer un club și ei nici măcar nu au asupra lor marfă și nici nu conduc mașini. Asta 1 la mână, doi la mână, faptul că o să crească sau nu pedepsele, eu sper să nu crească, nu o să ajute cu absolut nimic. Faptul că tu crești o pedeapsă cu cât o pedeapsă este mai mare, cu cât limitele pedepsei sunt mai mari, este mult mai greu să obții o pedeapsă cu suspendare. Legea spune că trebuie să iei o pedeapsă de maxim, maxim 3 ani de zile ca să poți să primești suspendarea ei. Cu cât crești limitele pedepsei, o să fie din ce în ce mai greu să primești suspendarea. Asta nu o să facă decât să primim mai multe amenzi de la CEDO, mai multe milioane de euro făcute, pierdute în procesele cu deținuți pentru aglomerarea din penitenciare. Asta o să distrugă niște tineri care poate erau apți de muncă și demni societate, și nu o să rezolve problema cu condusul imprudent. Trebuie făcută mai multă educație pe tema asta oamenii să vadă de pe, de pe internet sau din școală sau din familie că nu e ok să faci lucrurile astea și că nu mergi așa să-ți asumi riscuri, că lasă că nu mă prinde poliția, că lasă că nu știu ce se întâmplă. Dacă sunteți curioși de un studiu, s-a făcut, făcut un studiu în ceea ce privește pedepsa cu moartea în Franța. Pedepsa cu moartea a fost... Abolită în anul 1947, și foarte mulți oameni s-au gândit, gata, acum o să fie foarte multe crime, că nu-ți mai taie nimeni capul dacă comiți crime. Ei bine, numărul crimelor a rămas același, nu a crescut numărul de crime, că gata, am abolit pedepsa cu moartea. Deci, dacă scapi de o lege nu înseamnă că cresc numărul de infracțiuni și nici invers nu este neapărat varabil. Oamenii au nevoie de o educație în sensul ăsta și au nevoie de cineva care să le explice lucrurile astea. Eu mereu o să, o să susțin pedepse mai mici pentru oamenii care doar consumă droguri și atât și nu fac alte infracțiuni, doar consumă lucruri, pentru că sunt de părere că închisoarea și statul le fac mai mult rău oamenilor decât drogurile în sine. Oamenii au nevoie de iubire și de înțelegere în viața lor, nu de mai multă pușcărie și tortură și de niște lucruri care să îi scoată din societate. O să avem în episoadele următoare invitat la, la High Life Podcast pe Vlad Zaha, unde o să vorbim despre decriminalizarea, dezincriminarea posesiei de 3 grame de iarbă pentru consum propriu, și nu la volan, pentru că spuneam că susținem pedepse mai mici pentru oamenii care nu sunt un pericol pentru societate. Tot pe viitor o să dezvoltăm mai mult și comunitatea de pe Patreon, o să încep să aplaudez clipuri în, în premier, o să mă apuc să-mi fac o ediție de High Life podcast și acasă și o să încercăm acolo să formăm o comunitate și să dezbatem subiecte interesante. Dacă doriți și voi să vă abonați pe Patreon, aveți linkul în descrierea clipului pe YouTube și discutăm acolo cele mai importante lucruri pentru voi. Eu sunt Vlad Bills, vă salut pe toți și nu don't smoke and drive, don't peel yourself and drive, don't snort and drive and don't LSD on limba and drive.